Basme în limba română. Pisica magică. Odată ca niciodată, într-un regat fericit, trăiau o regină, un rege și mica lor prințesă Lea. Era cel mai jucăuș și minunat bebeluș din lume. Într-o zi, regina era afară în grădină cu Lea și slujnicele ei. Deodată, din tufișuri, a apărut o pisică portocalie mare și grăsuță. Bă-bă-bă! Blana pisicii era plină de frunze și noroi și părea că o doare ceva. Cum? O pisică! Pisica asta e foarte murdară! Pleacă de aici! Uș, pleacă! Sărmana pisică s-a întristat și a dat să plece. Dar văzând-o cum pleacă, micuța Lea a început să plângă. Vai de mine! Se pare că lui Lea îi place mult pisica. Să o păstrăm! Poate fi animăluțul ei! Așa că pisica a fost luată și dusă la palat. Servitoarele au spălat-o și au curățat-o bine. I-au tratat lăbuțele și la final i-au legat o fundă mare și frumoasă la gât. Vai, e absolut adorabilă! Lui Lea o să-i placă! Lea, vezi pisicuța frumoasă? Bă-bă-bă! Lea iubea pisica atât de mult încât nu voia să doarmă fără ea. Plângea fără încetare, până venea pisica la ea. Erau de nedespărțit și mereu le găseai împreună. Scumpa mea, nu e extraordinar ce legătură puternică au? Da, într-adevăr, sper că legătura asta o să continue. Pisica asta e singura care o face pe Lea fericită. Da! În noaptea aceea, când toată lumea dormea, pisica s-a trezit și și-a scuturat bandajele. Miau! Oh, s-a vindecat! Rănile mele s-au vindecat în sfârșit! Ar trebui să plec de aici! Scumpa mea prințesă doarme și acum! Îți mulțumesc pentru bunătate! N-am să uit niciodată! A doua zi au început căutările. Servitorii, menajerele, bucătarii, toți cei de la palat căutau pisica peste tot. Hai, pisi! Unde ești? Unde a dispărut pisica asta iurită? Ai găsit-o, dragule! Da, am găsit-o. Vezi? Asta e o pisică de pluș! Și nu e același lucru? Oh. Și astfel, cei de la palat au uitat de pisică. Anii au trecut și prințesa Lea a crescut, devenind o domnișoară veselă și extrem de frumoasă. Îi plăcea să facă plimbări lungi în pădure, să vadă florile frumoase și să cânte cu păsărelele. Ce zi frumoasă! Ție nu ți se pare? Ba da, prințesă! E frumoasă! O, da! Minunată! Dormi, dormi, dormi ușor. Închide ochii, dormi ușor. Și în momentul acela, cei doi servitori obosiți au căzut într-un somn adânc. Lea era foarte fericită, pentru că acum putea să meargă unde voia ea. Ah, libertate! Să vedem ce găsesc dacă merg puțin mai departe. Și cum mergea prin pădure, a început să cânte. Vocea ei era delicată și dulce și atrăgea toate păsărelele. Dar a atras și un căpcăun mare și rău care trăia în pădurea aceea. Ce sunet frumos! Și domnișoară frumoasă! Cred că o vreau doar pentru mine. La, 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 la. Ah! Oh! Dă-mi drumul! Te voi duce acasă și tu vei fi soția mea. Nu! Nu! Ajutor, te rog! Dar nimeni n-a auzit-o țipând, căci mersese prea departe.
iar servitorii ei erau adormiți. Căpcăunul o duse în peștera lui întunecată. O puse jos, iar ea a început să plângă. Acum ești a mea. Oprește-te din plânsul ăsta îngrozitor. Nu vreau să aud sunete din astea oribile aici. Eu vreau să-mi cânți în fiecare zi. Haide, cântă. Și biata Lea începu să cânte printre lacrimi, dar nu putea să cânte prea bine. La, 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 la. Seara, căpcăunului i s-a făcut sete și a obligat-o pe Lea să meargă să-i aducă apă de la râu. Hai, ia și găleata asta cu tine și nici să nu te gândești să fugi. Dacă vei fugi, te voi vâna și te voi găsi. Sărmana Lea s-a dus tristă spre râu. Când a ajuns acolo, a văzut o pisică dormind pe o piatră. Era aceeași pisică cu care se jucase când era mică, dar nu-și mai amintea de ea. Oh, ce drăguț! Hai, pisi-pisi, vină la mine! Lea a întins mâna să o atingă, dar pisica a sărit în tufișuri. Oh, vai! Cred că nu e ziua mea norocoasă. Hm? Cum? Oh, ai venit! Hai, vină încoace! Ce pisicuță cu minte! Oh, ce frumoasă ești! Vrei să fii prietena mea? N-am niciun prieten aici. Și un căpcăun rău m-a răpit, vrea să-i fiu mireasă. Nici măcar nu pot să fug, pentru că va veni după mine. Ah, aș vrea să mă poți salva tu. Vrei, pisicuță? Și când a spus asta, pisicuța s-a transformat într-un tânăr chipeș cu părul roșcat. Dar era ceva și mai ciudat la el. Avea urechi de pisică și o coadă care se mișca la spatele lui. Ah! Ah! Ce ești tu? Cine? Te rog, nu te teme! Eu sunt prințul Radley, din regatul vecin. Când eram mic, am fost un copil foarte rău și am fost blestemat să fiu pisică și să stau în pădurea asta. Dar trebuie să fie o cale de a rupe blestemul. Păi, ar fi o soluție? Trebuie să fac o mare faptă bună pentru cineva, dar persoana nu trebuie să știe. Doar atunci pot să redevin eu însumi. O faptă bună? Asta sună foarte... Prințesă! Unde te-ai dus? Mor de sete și tu ai dispărut! Oh, nu! Trebuie să plec! La revedere! Stai! Lia! Oh, nu! Cum? Stai! De unde știi cum mă cheamă? Dar Radley s-a ascuns în tufișuri. În după-amiaza următoare, când Lea încerca să gătească pentru căpcăun, Radley a intrat pe fereastră. Oh, bună, Pisi! Oh, adică, Radley! Bună! Ce faci? Oh, nimic! Încerc să gătesc ceva bun pentru monstrul ăsta uriaș. Căpșunele au gust bun în supă? Supă de căpșune? Da! Sigur! Grozav! Stai să merg să coleg câteva! Ador căpșunele! Și când Lea a ieșit să caute căpșune, Radley a văzut flaconul cu ardei iute în fața lui. Mă întreb dacă aș putea să... Opa! E, da! Am găsit căpșunele! Așa, hai să le amestecăm pe toate și supa asta o să fie extraordinară, nu? Da! Categoric, absolut! Păi, eu trebuie să plec undeva. Ne vedem la râu după ce ai terminat, bine? Și apoi ieși pe fereastră dintr-o săritură. Prințesă, unde este supa mea? Dacă nu mi-o aduci acum, tu vei fi prânzul meu regal. Uite, supa ta! Am încercat să o fac cu multe legume delicioase. S-ar putea să fie prea dulce. Căpcăunul a mirosit-o și și-a turnat tot bolul de supă în gură. Dar a avut o surpriză, căci supa nu era dulce deloc. Dimpotrivă, căpcăunul simțea că are flăcări în gură. Arde!
Arde! Ce ai pus? Pus în supa asta! Apa! Apa! Căpcăunul a fugit afară din peșteră înspre râu, dar Redly îl aștepta. Și-a întins coada lungă și a legat-o de un copac. Arde! Apă! Îmi trebuie apă! Hai că vine! Acum! Redly și-a întins coada magică, iar căpcăunul, care fugea cu viteză mare, s-a împiedicat și a căzut direct în râu. A fost dus de curentul puternic și n-a mai fost văzut niciodată. Ce s-a întâmplat? Am alungat căpcăunul pentru tine. Ești acum liberă să pleci. Serios? Extraordinar! Oh, mulțumesc, Redly! Oh, toată povestea asta a fost îngrozitoare. Aș vrea să nu se fie întâmplat niciodată. Lui Redly i-a părut foarte rău pentru prințesă. I-a pus mâna pe cap și a mângâiat-o ușor. Am să-ți îndeplinesc dorința asta. Nu ai să-ți amintești nimic legat de căpcăun. Să nu-ți fie teamă de nimic și să dormi adânc, scumpa mea Lea. Redly, ce faci cu... Lea își simțea ochii grei și a adormit imediat. Redly a ridicat-o și a dus-o la palat. Când a ajuns acolo, s-a oprit sub fereastra ei și a privit în sus. Va fi un drum lung. Ține-te bine, Lea! Redly și-a întins coada sus și mai sus până a ajuns la fereastra prințesei. A ținut-o strâns și coada i-a ridicat pe amândoi în siguranță. Și în camera ei a așezat-o în patul ei cald. Somn ușor, prințesă! Sper că ne vom mai întâlni! Când Redly a ajuns jos, a început brusc să strălucească și urechile și coada de pisică i-au dispărut de pe corp. Pentru că Redly a salvat prințesa de căpcăun și i-a șters asta din memorie, blestemul lui a fost acum spulberat. Sunt un om normal din nou! Sunt liber! Și s-a întors fericit înapoi în regatul său. A doua zi, când prințesa s-a trezit, regele și regina au dat buzna în camera ei. Fica mea, unde ai fost? Lea! Oh, Lea! Ești bine? Dar Lea nu-și putea aduce aminte de nimic. A fost surprinsă să-i vadă pe părinții ei lângă ea, îngrijorați. Ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa îngrijorați? Am avut un vis foarte ciudat. Despre o pisică și un căpcăun și un tânăr foarte chipeș. Mă întreb cine era. Zilele treceau și regele și regina au observat că fiica lor se purta diferit. Mereu părea că e într-un vis. Mi se pare că am uitat ceva foarte important, dar nu știu ce anume. Sărăcuța, fiica noastră nu pare prea fericită zilele astea. Ce crezi că ar trebui să facem? Singurul lucru pe care nu l-am încercat e căsătoria. Oh, da, hai să facem asta. Poate va găsi fericirea într-un om pe care să-l iubească. Așa că a doua zi, prinți din mai multe regate au venit să o vadă. Lea i-a văzut pe toți, dar nu îi plăcea niciunul dintre ei. În momentul acela, Redly veni să o salute. Când i-a zâmbit, plecându-se în fața ei, Lea a fost foarte surprinsă. Tu ești prințul pe care l-am visat! Mă flatezi, măria ta! Asta înseamnă că alegi să te măriți cu mine? Doar dacă poți să-mi spui ce-mi place cel mai mult. Doar atunci mă voi mărita cu tine. Oh, să ghicesc. Sunt cumva căpșunele? Cum? De unde ai știut? O simplă bănuială. Și s-au căsătorit și au trăit fericiți împreună. Lea îl iubea pe Redly cu toată ființa ei. A adoptat și o pisicuță. Cât despre Redly, el nu i-a spus niciodată ce s-a întâmplat, pentru că, uneori, e mai bine să ții unele lucruri doar pentru tine.